de ce în cursul a 24 de ore există în general cam 20 de patrule pe parcursul celor 24 de ore. De regulă, pe timp de zi sunt mai multe patrule, iar în schimbul 2 și schimbul 3 sunt câte 3-4 patrule în municipiul Satu Mare din partea poliției locale. În zona centrală, de regulă, există câte o patrulă care pe toate cele trei schimburi. În rest, în principal, patrulăm cu mașini, tocmai datorită lipsei de efectiv și a posibilității de angajare. Nevoie de mult mai multe patrule în municipiul Satu Mare, atât în zona centrală, cât și în zonele de cartiere și zonele periferice, zona digurilor și în toate zonele unde există riscuri de a se comite partea fizică. Sunt și celelalte instituții care au atribuții pe ordine publică, respectiv Poliția Municipiului și Jandarmeria, care au și ei efective și care acționează în teren, dar niciodată nu sunt suficiente astfel de patrule, nu numai în municipiul Satu Mare, ci în multe alte localități din țară.